Și este incendiu la o fabrică. Planul roșu este activat în aceste momente. Toți pompierii din capitală sunt mobilizați din primele informații pe care le avem. Dana Cuțăr, colega mea, vine cu detalii, însă de acolo te ascultăm, Dana. Bun găsit, da, într-adevăr, iată incendiul la un utilaj într-o hală de reciclare din Popeștile Ordeni. Sunt în acest moment 8 autospeciale cu apă și spumă la fața locului, 7 ambulanțe. Avem, iată, și 8 victime în acest moment, 2 victime prezintă arsuri pe corp, iar alte 6 sunt intoxicate, s-ar părea cu monoxid de carbon. Intervin așadar pompierii la fața locului, dar și medicii de pe ambulanțele SMURD. Este o operațiune contra cronometru în desfășurare și ce este important de știut este faptul că oamenii din zonă spun că ar fi fost o explozie, iată, urmată de incendiu și probabil și de acolo atâtea victime. Se pare că s-ar fi declanșat planul roșu în acest caz. Nu avem încă o confirmare oficială de la ISU. Așteptăm însă să vedem ce se întâmplă și dacă nu cumva numărul victimelor va crește. Vă reamintesc faptul că vorbim de o hală de reciclare care, iată, un utilaj ar fi luat foc după o explozie violentă, 8 victime până acum, 2 cu arsuri, iar alte 6 persoane intoxicate cu monoxid. Dana, din informațiile pe care le ai în aceste momente, acea zonă a fost izolată pentru că vedem un fum negru imens care poate să afecteze, mă gândesc, și oamenii care locuiesc în acea zonă. Într-adevăr, da, este posibil ca să se emită mesaj ro alert de atenționare a populației datorită fumului dens și gros care în acest moment se îndreaptă spre capitală și a cuprins mare parte din Popești, Leordeni. Este o operațiune contra cronometru acolo și pentru că vorbim de materiale reciclabile, este posibil ca acestea să înțețească incendiul, de aceea și numărul mare de autospeciale care intervin la fața locului acolo sunt inclusiv cu autoscări pompierii încercând să cuprindă toate laturile acestei hale pentru ca incendiul să nu se extindă și la clădirile învecinate. Este o operație contra cronometru, cum spuneam, și de durată. Așteptăm în continuare să vedem ce se va întâmpla și dacă se mărește numărul victimelor. Mulțumesc foarte mult, Dana Cuțăr. Larisa Popa, colega noastră, se alătură discuției în aceste momente. Larisa, înțeleg că ai și tu informații de ultimă oră de la autorități. Ce se întâmplă acolo? Planul roșu în acest moment, asta înseamnă că absolut toate forțele de intervenție sunt direcționate către locul incendiului, acolo unde deja vedem avem foarte multe victime, pentru că se aflau muncitori care lucrau în acel moment în hală. Sursele noastre spun că de la un tocător s-ar fi produs acest incendiu și iată că în acest moment sunt acolo cadrele medicale care deja acordă primul ajutor răniților. Vorbim de 2 persoane care au suferit arsuri pe o suprafață destul de mare din corp, cele care se aflau în apropierea acelui tocător, dar există și 6 persoane care au fost intoxicate cu fum. Spuneam de planul roșu, asta înseamnă că toate ambulanțele din capital au fost direcționate către locul incendiului, de asemenea au mai fost direcționate și 5 ambulanțe SMURD, toate cu medici, sunt oameni acolo care încearcă să îngrijească răniții, sunt și cu atacuri de panică în urma acestui incendiu de proporții, iar pompierii care sunt cu foarte multe mașini de intervenție încearcă să stingă flăcările. Vorbim despre un incendiu cu flacără foarte mare, cu fum dens care se vede deja de la o distanță foarte mare acest fum și încearcă pompierii să facă în așa fel încât focul să nu se extindă și în zona imediat aflată în apropierea acestei hale. Așadar, este o intervenție în plină desfășurare, sirenele practic răsună acum în tot București pentru că mașini de peste tot, mașini de pompieri sunt direcționate acolo la fața locului. Larisa, spune că în aceste momente grija autorităților este ca acest foc, acest fum să nu cuprindă și zonele din apropiere, casele, locuințele oamenilor, terenurile aflate în proximitate. În Popeștile Ordeni este situată această hală unde s-a produs incidentul, unde s-a produs incendiul. Este o zonă de case, este o zonă în care sunt construcții acolo, în zonă, construcție lângă construcție. S-a construit foarte mult în ultima perioadă acolo în Popeștile Ordeni, sunt blocuri de locuințe, sunt case, iată și această hală și tocmai de aceea
grija autorităților este ca focul să nu se extindă. Din ce am vorbit eu până în momentul intervenției la pompieri este că pompierii au făcut în așa fel încât să localizeze incendiul astfel încât să nu se extindă și la asta lucrează. Se lucrează cu mașini de cu apă și spumă, se intervine de la exterior spre interior. Întâi, aceasta va fi prima modalitate pe care o vor aplica pompierii în cazul acestui incendiu. După ce focul se va tempera, de-abia atunci vor intra și în hală. Dar, în primul rând, se asigură salvatorii că acolo, în interior, nu mai sunt și alte victime. Acest lucru este extrem de important ca toată lumea să fie scoasă de acolo și să fie în siguranță. Larisa, mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză de publicitate și vom reveni cu noi informații de la această tragedie. Vă reamintesc că în aceste momente 6 oameni intoxicați cu fum și 2 arși. Este o mobilizare generală în capitala pompierilor. Planul roșu este activat și toată lumea, iată, se îndreaptă către acest incendiu pentru a anihila flăcările și pentru a ține sub control situația de acolo. Revenim așadar cu informații după o scurtă pauză.